Fetele de la Viitorul reghin încheie turul de campionat în Liga 1 cu un meci în fața suporterilor. Duminică 29 noiembrie de la ora 11 primesc pe teren propriu vizita celor de la Măgura Bacău. Jucătoarele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu se află pe poziția a doua a clasamentului, în timp ce băcăoancele au cu 11 puncte mai puțin și sunt pe locul 6. În funcție de rezultatul partidei, dar și de evoluția liderului în compania celor din Alexandria, reghinencele ar putea încheia turul pe primul loc. Meci de fotbal feminin la Reghin, duminică 29 noiembrie. Începând cu ora 11, Viitorul Reghin primește vizita celor de la Măgura Bacău. Partida contează pentru ultima etapă a turului și aduce față în față ocupantele locurilor 2 și 6. Fetele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu au avut o evoluție excelentă în această ediție de campionat, iar acum vin cu un moral bun după victoria categorică 5-0 obținută în deplasare la Buzău. Am demonstrat că avem echipă valoroasă pentru acest nivel și mai avem o etapă cu Bacău, sper să o câștigăm și cu Bacău și terminăm campionatul sus, cum ne-am propus. Pe locul 1 sau 2 în funcție de meciul de la Târgoviște, ce face Târgoviște cu Alexandria ultima etapă. Până acum, reghinencele au reușit 6 victorii și au fost învinse o singură dată. După un asemenea tur de excepție, speră să le poată oferi suporterilor un meci bun și un nou rezultat pozitiv. Și cu Pașcani am avut chiar multă lume la meci, am rămas surprins de lumea care a fost la meci și am rămas surprins, plăcută de jocul și de evoluția echipei noastre. Ținând cont de primii ani, primii 2 ani de zile, că n-am avut rezultate, acum sunt și rezultate, dar problema e cu banii. Partida de duminică, ultima a turului de Liga 1, va debuta la ora 11. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!